La sediul Muzeului Municipiului Călăraș a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică. Expoziția a adus spesimezele Muzeului Municipal Călăraș, lucrările realizate de elevii Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu de la profilul Arte Vizuale, specializare arte plastice. Expoziția, prezentând realizările din primul semestru al anului școlar 2019-2020 a elevilor claselor a 9-a, a 10-a și a 11-a. Bună ziua, dragi elevi și dragi spectatori din afara elevii. Elevii știu cu ce se mănâncă această manifestare. Poate exprimarea mea este cea mai academică, dar nu cred că trebuie să fim atât de prețioși la vor. Pentru cei de la carte vizuală, vă aduc aminte cei de clasa 10 și 11 care au fost cei de-a 9-a, prima dată, că aveți ușa deschisă, să veniți la laboratorul de modelaj, atelier de modelaj și să exersați atunci când aveți și chef și pop. Sunteți bineveniți. Cum spuneți ce material aveți nevoie și încercăm să le rezolvăm. Pentru cei de la muzică, nu vă pot pune la dispoziție la parte decât acest pian. Dacă doriți să exersați, sunteți bineveniți și vreți să exersați și la alte instrumente, găsiți camere și exersați, da? Așa că vă aștept cu mare drag și mare plăcere să faceți ceea ce vă place. Mai departe, domnul Vasile, cred că vom continua colaborarea și conform să spunem Toma Cazuriu, spectatul continuu. Noi avem un protocol, un parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș, implicit cu Muzeul Municipal Călăraș, pentru a desfășura diferite tipuri de activități cultural-artistice, spirituale, turism, ecologie, protecția mediului. Ca atare, cele care s-au desfășurat de obicei aici, la Muzeul Municipal Călăraș, sunt activitățile legate de arte. Nu avem prea mulți ani de când am înființat aceste clase de arte, deci doar 3 ani, și de aceea aici avem copii de la clasa a 9-a, a 10-a și a 11-a, arte plastice și muzică. Și ceea ce facem noi astăzi aici nu este decât să promovăm activitatea voastră școlară. Nimic mai mult. Nu este o expoziție cu pretenții sau un micro-recital oferit de elevii de la muzică cu pretenții. Noi vrem să creștem. Deci acum nu facem decât o activitate de dezvoltare personală și profesională, ca să spun așa. La finalul semestrului 1 s-au adunat o serie de lucrări, fie că sunt lucrări de pictură, fie că sunt lucrări de ceramică, care vor fi expuse aici, în incinta Muzeului Municipal. Și ca să fie mai antrenată această activitate, ne-am gândit să invităm și pe colegii de la grupele de muzică. Nu sunt toți astăzi prezenți aici cu o melodie sau cu un instrument. Bine, tot melodie este, chiar dacă e cântată la un instrument. Dar încercăm să facem ca lucrurile să fie frumoase și cei de la arte să-i apreciați pe cei de la muzică și cei de la muzică să apreciați activitatea celor de la arte. Mulțumesc domnului profesor Soare Silviu, care lucrează cu copiii de la arte și pune... Mulțumesc profesorilor de muzică, sunt mai mulți la număr, dar nu avem astăzi lângă noi decât pe doamna Cristina. Știți ce faceți pe lumea ei, istoria artei este o disciplină foarte importantă pentru că vă ajută, unde vă ajută? La bacalaureat. De vedere a dumneavoastră ca specialist, ca și curator al unei expoziții. Da. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc doamnei inspector Romina Magiaru, care se ocupă cu activitatea educativă și cadenat de anul acesta de arte și de acum încolo o să fie împreună cu noi, ori o să-mi promită treaba aceasta, la fiecare activitate pe care o desfășurăm.
Nimic nu se întâmplă fără Inspectoratul Școlar Județean. Noi suntem un liceu care aparține de Inspectoratul Școlar Județean și mai departe de către Ministerul Educației și CCD. Sigur că de fiecare dată aceste activități le vom desfășura sub egida Inspectoratului Școlar al Județului Călăraș. Mulțumesc! Și dacă vreți să ne spuneți, măcar așa un cuvânt de curaj. Dincolo de faptul că am început să vibrez de când am intrat în această locație, pentru că e vorba de artă și pentru că e vorba de artă, să nu-ți activezi inima, vreau din suflet să vă felicit pentru faptul că realizați asemenea manifestări și spuneați dumneavoastră, poate ca o justificare, că nu e ceva măreț, însă lucrurile mărețe se realizează cu pași mici, cu sacrificii mari, nu? Și cu suflete și mai mari și dorire și mai mare din partea tuturor celor implicați. Am văzut și câteva dintre lucrările voastre. Minunate! Vă mărturisesc că m-am și iat așa de câteva dintre ele, dar am fost curcare. Da, sunt minunate și este minunat faptul că voi ușor, ușor deveniți mici artiști. Pentru că asemenea manifestări vin să vă dezvolte, exact cum spunea și doamna director, latura aceea personală, deci e accentuată dezvoltarea personală. Sunteți mici artiști, vă promovați activitatea, vă promovați munca, vă vedem și noi cine sunteți și ce frumoși sunteți, de frumoși sunteți și vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Îmi doresc din inimă să particip la cât mai multe activități alături de voi. Am spus, da, imediat că doamna Amelia mi-a dat mesajul din secunda 2, 3, nu știu, a zis deja da, pentru că știam că am un moment liber, dar nu puteam să nu fiu alături de copii și să mai fiu pentru încă o zi copil. Succes pe mai departe! Suntem onorați să ne aflăm din nou în această ambianță și să vedem o expoziție în care profesorul Silviu Ion Soare a încercat să experimenteze noi tehnici cu elevii. De expoziția nu este foarte elaborată, pentru că putea să ajută să pună pe două, trei rânduri lucrările de semestrul trecut. Știți că o parte se află și la Muzeul Lumei de Jos în expoziția pe care profesorul a făcut-o cu elevul, dar arată așa pentru că profesorul a încercat să aducă ceva nou, să lucreze ceva nou cu elevii. Sunt experimente, poate aparent simple, cum este colajul, dar să faci un colaj pe o formă desenată, să desenezi forma, să așezi culorile și să încerci să stilizezi, este puțin o gândire plastică destul de coerentă și de avansată. Lucrările voastre sunt foarte frumoase și îmi place ce văd acum pentru că ați evoluat. Chiar dacă unii dintre voi știți că sunteți foarte talentați și că ceilalți aveți foarte multă bunăvoință, ei din categoria celor care au venit la arte din dorința de a descoperi frumosul, sunt elevi care au evoluat prin implicarea lor, prin legătura aceasta dintre domnul director, dintre Silviu Ioan Soare, profesorul și din colegialitatea voastră, pentru că atmosfera voastră de la atelier este foarte frumoasă, este chiar o atmosferă artistică, așa cum știm sau cum citim că era pe vremuri la liceele de artă, ceea ce este un punct în plus. Și faptul că învățați din mers și prin corelarea disciplinelor, nu trebuie să vă faceți probleme pentru faptul că lucrați interdisciplinar, pentru că unii lucrează mai mult modelaj, îmi place mai mult să modeleze, alții sunt foarte buni desenatori și evoluează în sfera asta, pentru, sau vă place pictura, pentru că la sfârșitul clasei a 12-a vă veți orienta către una dintre aceste zone. Unei vor urma cu o anumită specialitate. Este foarte bine că ați început să îndrăgiți din ce în ce mai mult lucrul la atelier. Evident că împreună cu doamna directoare și cu domnul profesor o să știți unii dintre voi, o să organizăm niște expoziții personale de un elev sau doi elevi, pentru că sunt elevi care lucrează foarte mult și atunci vrem să-i cunoască și concetățenii noștri. Asta nu înseamnă că ceilalți nu sunteți în atenția noastră și nu puteți și voi să ajungeți la aceleași performanțe. Pentru că, așa cum am spus, toți ați evoluat. Și ați evoluat frumos. Și oricum noi vă iubim foarte mult pentru deschiderea pe care o aveți pentru noutate și pentru experiment.
Și acum trebuie să mă interes toată ideea că aveți și un director minunat care vă susține din toate punctele de vedere și nu merge, adică este de remarcat acest fapt. Este toată prețuirea voastră și a noastră trebuie să se îndrepte către susținerea conducerii liceului pedagogic. Eu vă mulțumesc pentru apreciere. Dar așa este. De unul singur nu se face nimic. Da. Eu am avut ideea, am avut așa, încă intenția, vreau să dezvolt profilul, suntem singuri la nivel de județ și ca atare, deci fără voi nu se poate. Deci trebuie să vă mobilizați foarte bine ca să putem să demonstrăm că și la nivelul județului Călăraș și la liceul nostru se poate face arată. Deci asta este ideea mea și îmi doresc să fiți alături de mine. După aceea apelez la profesor. În primul rând, voi trebuie să vreți, ca să ajungi artist, trebuie să vină din sufletul tău, trebuie să-ți dorești cu acest lucru. O rog și pe doamna profesoară de muzică să-ți spună ceva, având în vedere că suntem și... Așa cum spunea și colega doamna Amelia, fiecare dintre voi sunteți mici, dar tindeți spre a deveni mari. Și atunci, și cei de la muzică și cei de la arte plastice, trebuie să conștientizeze nevoia studiului individual. Înțeleg că la arte plastice deja sunt copii care studiază foarte, foarte, foarte mult. Și la muzică au început să fie copii care studiază foarte, foarte mult. Mai avem încă destul de mult de lucrat la capitolul ăsta. Dar să știți că acele expoziții personale ale celor de la arte plastice vor fi însoțite de recitalurile personale, pentru că la licee de arte este obligatoriu să se susțină recitaluri instrumentale și vocale personale. Deci niciun vernisaj nu va fi fără muzică. Nu va fi fără muzică. Fiecare vernisaj va avea și însoțitor unul, doi sau chiar trei dintre dumneavoastră cei de la muzică. Și muzica populară, și instrumentul, și instrumente populare, în cazul nostru, deocamdată nu avem, sperăm ca pe viitor, da? Toată lumea, absolut toată lumea, va trebui să treacă prin focul publicului. Pentru că publicul este cel care se înalță și publicul este cel care stă viitor, până la urmă, viitorul ți-l faci tu, dar fără public te nu susține. Timiditatea este un defect. Modestia este o virtute. N-am zis-o eu, a zis-o marele Enescu. Gândiți la lucrul ăsta. O propunere vreau să vă fac. Da. Următoarea întâlnire, considerând că aceasta este prima comună, să fie făcută într-o zi de sâmbătă sau duminică, să poată fi prezent și părinții elevilor și să poată fi prezent și alți doritori de a cunoaște ceea ce se întâmplă la acest liceu, la aceste profile. Pentru că în felul acesta veți arăta comunității ceea ce știți să faceți și ceea ce v-ați propus să faceți. Expoziția este un pas înainte față de ceea ce am văzut până acum. Vă felicit și vă aștept în continuare cu alte lucruri. La capitolul concert o să vă spun.